Scumpe surori, copilași dragi și toți cât suntem prezenți, în seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre o temă foarte cunoscută, și anume despre Iona. Și vom citi la timpul potrivit capitolul 1 din cartea lui Iona. Sunt multe lucruri de învățat din fiecare cuvânt scris a Domnului. Și fiecare cuvânt scris este vrednic să-i dai crezare așa cum e el. Dacă Domnul ți-l desfășoară, atunci sigur poți să ai îndrăzneala să pășești mai departe. Dar dacă nu, să te mulțumești cu cât îi. De exemplu, noi citim despre Apostolul Pavel că el a învățat la picioarele lui Gamaliel. Știți ce însemna aceasta? Toți mari rabini a evreilor aveau o clasă de tineri pe care ei îl creștea. Nu erau facultăți cum sunt acum, dar ei aveau obiceiul ăsta. De exemplu, un rabin trebuie să aibă între 30 și până chiar la 70 de ucenici. Timpul cât școlariza la ei era de la anul 20 a vieții fiecărui elev până la anul 30 a vieții fiecărui elev. Și la anul 30 îl breveta ca învățător. Dar în ăștia 10 ani trebuie să știe toată legea și prorocii. În așa fel încât fiecare, cum e acum împărțit pe versete, fiecare verset să-l poată privi din patru unghiuri și să poată vorbi diferit din același text pe patru planuri. Ori cel mai desăvârșit învățător a timpului de atunci era Gamaliel. Cei ce ieșeau de sub mâna lui putea să-i pui șef de stat, fiindcă ăștia cunoșteau mai desăvârșit toată legea și toți prorocii. În felul acesta, Israelul era echipat nu numai cu școala din familie, care era obligatorie de la 3 ani, copilul să asculte legea timp de un ceas dimineața și un ceas seara. Și asta mereu până când era sub tutela părintească, considerat la noi
l-a majorat 18 ani, dar la ei era 20 de ani. Și de la 20 de ani să intre sub mâna unui învățător, dacă vroiai să scoți ceva din el. Și Pavel a avut harul ăsta. În schimb, Pavel, când a dat de harul lui Dumnezeu, cu un alt cuvânt, a nesocotit toată școala lui, toată știința lui. Și spunea el un cuvânt grav: le privesc pe toate ca pe un gunoi. Deci atâta învățătură, să ajungi până la 30 de ani să stai tot sub tutelă și sub dirigenția altuia și acum să le socotești toate ca un gunoi. De ce? Pentru că nimic din tot ce-o învățat nu-l ducea la neprihănire, ci-l ținea sub leje. Dumneavoastră aveți aici tablele legii. În schimb, Pavel, care a învățat atât de mult, le-a nesocotit chiar tablele legii. El n-a pus preț pe ele. Poate asta zgârie un pic la urechi. Dar dacă vom citi ceva, veți rămâne uluiți. Să găsim, deci, în 2 Corinteni, capitolul 3, și să vedem, după ce vorbește în Romani și în 1 Corinteni, atât de mult împotriva învățăturii pe care el o a avut-o, acum să citim mai scurt, capitolul 3 cu versetul 5. După ce el arată că e cu totul altceva și că el are acum cu totul o învățătură nouă, cum s-a citit dimineață, ce vrea să zică asta? Asta e o învățătură nouă. Acum așa avea și Pavel o învățătură nouă. A doua Corinteni, capitolul 3, versetul 5, începem citirea. Nu puteți pune sus să vadă și frații care nu au la ei Biblia. Auziți cum se justifică? Mulți îi credeau astea-s de la el. Astea-s niște lucruri scodite de ei. Și atunci Pavel zice: nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Vezi cum se justifică față de gândurile altora. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Fie slăvit Dumnezeu! Amin. Deci nu-i de la mine, nu-i din ce am învățat atâția ani și la cea mai înaltă catedră, ci de la Dumnezeu. Versetul 6. Care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, de care la fel am vorbit dimineață, de legământul nou, și Pavel spune că Dumnezeu ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou. Continuăm. Nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Fie slăvit Domnul! Versetul 7. Acum
dacă slujba aducătoare de moarte, vorbea de tablele legii, și săpată în pietre, nicio altă slujbă n-a fost săpată în pietre, afară de cele 10 porunci. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Ați auzit? Mai citesc o dată versetul ăsta. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte scrisă și săpată în pietre, cine a scris tablele legii? Biblia ne spune că Dumnezeu a scris cu degetul lui. Și Pavel Apostolul merge cu așa o îndrăzneală încât spune că asta pentru el nu mai are valoare, că este aducătoare de moarte, măcar că Moise, stând în prezența lui Dumnezeu pe munte până când a scris tablele și i-l-a dat, a fost transfigurat la chip și a avut așa o slavă pe chipul lui că îi strălucea ca soarele, nu se putea uita copiii lui Israel la el. Și ăsta se justifică dacă aceea slavă care a adus moarte a fost așa puternică, cum n-ar fi mai cu slavă? Auziți ce zice mai jos, versetul 8. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Mărit să fie Domnul! Amin. Deci atât de mult ridică el Noul Testament față de Vechiul Testament, noul legământ în sângele lui Iisus față de vechiul legământ în sângea animalelor. Așa de mare diferență face el. Și acum, vedeți bine, el nu mai vroie nici de cum să fie sub lege. Că toți câți vor să țină legea, sunt sub blestem și sunt despărțiți de Hristos. Hristos nu ne-a scris 10 porunci. Hristos ne-a dat o singură poruncă în care se cuprinde toată legea și toți prorocii, și pe aceea a numit-o porunca lui specială. Știți unde este scris? În Ioan, dacă mergem aici, în Ioan, în capitolul 15, cu versetul 17, pare mi se că e, da. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dar versetul 12 spune: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit
Eu, mărit să fie Domnul. Deci porunca Noului Testament nu ne bate cu pietri, fiindcă ea nu bate efectul, adică legea bătea fapta, dar nu era în stare să schimbe lăuntru. Harul, când vine fapta la iveală, e gata să ierte, nu să bată, dar harul să luptă să schimbe pornirea. Astfel, noi am devenit cu un om nou în lăuntru nostru. Și omul ăsta nou e sămânța. Ați citit în Luca capitolul 8, primul verset. Uitați ce minunat zice acolo. Sămânătorul a ieșit să-și seamene sămânța. Când s-a strâns o gloată mare, 8:4, a venit la el noroc din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta, versetul 5 acum, sămânătorul a ieșit să-și seamene sămânța. Deci, sămânătorul a fost Iisus. Sămânța nu este 1000 de semințe, ci una singură, cum zice la Galateni. Nu ca și cum ar fi vorba de mai multe semințe, ci una singură. Și aceasta e Hristos. Deci Hristosul a ieșit să se seamene pe El. Și în persoanele în care Hristos e sămânat, să devină asemenea Lui, să trăiască cum a trăit El, să gândească cu gândul Lui, gândul Lui Hristos să locuiască în voi, nu? Cuvântul Lui Hristos să locuiască din belșug în voi și atâtea altele. Prin urmare, a fi penticostal și a veni în biserica asta, Maranata, unde adică așteptăm pe Domnul să vină, înseamnă să nu mai fim noi, ci să fim o dublură a lui Iisus pe pământ. Mărit să fie Domnul! Amin. Și nu ne mai supunem legii vechi, că oricine vrea să trăiască după vechea slovă, va muri. Și oricine trăiește după slova Duhului de viață, va avea viață. Nu știu de ce Domnul mi-a pus pe inimă să fac și această bucată de gândire. Mărit să fie Domnul Iisus! Dar cred că e nevoie să o cunoașteți. Sau poate că ajunge să o vadă mai mulți, să o audă mai mulți, să o cunoască mai mulți, care-ți legați cu totul de lege, de sabat, de... ce știu eu ce altceva. Câtă vreme sabatul nu-i dat pentru biserică. Sabatul, a spus Moise la Exod,
Acesta este legământul care l-am făcut cu voi când v-am scos din țara Egiptului. Să țineți sabatul ca un popor care e pus deoparte pentru Dumnezeu. El este un legământ între mine și voi, să vă aduceți aminte că v-am scos din robia Egiptului și v-am adus ca pe aripi, aici, la mine. Slăvit să fie Domnul! Prin urmare, nu-i pentru biserică, ci pentru evreul care are această istorie și această obârșie a ieșirii din Egipt. Pentru noi, ieșirea din lume e harul minunat al Domnului Iisus. De aceea, noi ne bazăm pe har și nu pe lege. Și cine are în el sămânța, ăla nu ține cuvântul Bibliei de frica pedepsei, ci el, Duhul rodește în el fapte. Și roda asta a Duhului, dimpotrivă, este, așa cum știți, așa de minunat. Și după ce le înșiră pe toate, zice, împotriva acestor lucruri nu este lege. Glorie Domnului! Ne oprim cu asta aici și știu eu, dacă va fi nevoie, vom vorbi altă dată. Dar acum să ne ridicăm și să citim cuvântul Domnului, capitolul 1 de la Iona, pagina 893. Iona este un personaj cunoscut și de copii. Copilaș, voi ați auzit vorbindu-se de Iona. Ce-o pățit Iona? Nu foi el oare pe o corabie? Ziceți tare, da? Așa. Și ce-o pățit acolo pe corabia aia? L-o aruncat în mare și cum? L-a înghițit un pește mare. Matei, evanghelistul, spune un chit. Dar în dicționar, chit înseamnă balenă. În Iona nu scrie nume, numai pește mare. Dar Matei, evanghelistul, îi zice o balenă, un chit. Așa, să citim despre asta acum, că așa de frumoasă e asta. Auziți, cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să suple pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se spărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui
și-au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și-a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeu tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom peri. Și-au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Și l-a chestionat ca la securitate: ce meserie ai și de unde vii? Care ți-este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns la întrebări și le-a dezvăluit tot ce a pățit el până aici și cum a fugit și cum n-a vrut să meargă, tot a spus. El le-a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerului, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fuge de fața Domnului, pentru că le spusese el în timpul interogării. Ei i-au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâzleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecile peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin! Măriți să fie Domnul! Ocupați locuri! Se poate întâmpla că în mintea multora dintre noi este o gândire că Iona a fost un proroc mic, că îi trecut între prorocii mici și că are o scrisoare foarte mică. Și ar fi fost un proroc mai neînsemnat. Dar să știți că Ion a fost un proroc foarte însemnat pentru evrei. Dacă veți merge să citim în Doi Împărați sau Regi, capitolul 14 cu versetul 25,
veți vedea cine a fost prorocul Iona pentru evrei. 2 împărați, 14. Așa. A luat înapoi hotarele lui Israel, 2 împărați, capitolul 14 cu versetul 25. A luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul său Iona, prorocul fiul lui Amitai din Gat Hefer. Ați văzut? El era un proroc la vreme de strâmtorare, toată națiunea se baza pe prorociile care le spunea Iona. Și după cuvântul dat prin Iona, ei au făcut o luptă și au câștigat un sfert din țara lui Israel înapoi. De aceea el era foarte prețuit în Israel. Dar în altă ordine de idei, cum sunt mulți oameni, nu s-a așa de baci cu mintea, nu gândesc ei prea mult. Iona, de exemplu, după toate spusele de aici, era un om mai molatic, nu era un om ager. De aceea în cartea lui se spune de câteva ori, scoală-te, scoală-te. Și arată de două ori că dorme. Se vede, era un om mai moale și când se pune jos, o dată dorme. Dar mai avea o lacună. Și anume ce? Credea el că Dumnezeu îi numai în țara lui Israel. Dacă pleacă din țara lui Israel undeva departe, trece marea, de exemplu, la Tars, acolo Dumnezeu nu-l mai vede. Și el a gândit că acolo e departe de fața Domnului. Și nu-l mai vede. El nu știu că Dumnezeu vede peste tot și totul. Și pe fiecare om, nu numai cum umblă, cum zice în Psalmul 139, tu știi când stau jos pe scaun, când mă scol, când umblu și când mă culc. Și cunoști toate gândurile mele, nu-i nimic ascuns față de Dumnezeu. Când eram mai tânăr, meream din sat în sat, predicam la nepocăiți, apoi mulți bătrâni ziceau, tinere, lasă-mă, ar avea Dumnezeu de a ști de toți oamenii, parcă Dumnezeu umblă după toți oamenii ca să știe ce fac. Și mă mniram că ei nu pot crede asta. Dar mi-a fost mare mnirarea când un mare teolog cu doctorat în zilele noastre a spus, Dumnezeu n-are ce căuta în camera mea nopțială. Ia ui mă, închizi ușa și gata, ai scăpat de Dumnezeu. Ca Iona fuge la Tars, departe de fața Domnului. Păi nu se poate, mă, oameni buni. Dumnezeu știe totul. Acum, cât o fi baba de babă și moșul de moș, dacă îl iei în mașină și vrei să te duci, să zic în Atlanta, că nu e așa departe, sau în Cleveland, pui GPS-ul și ăla îți arată și drumul și cotul încătro să faci la stânga, la dreapta și strigă și la tine. Eu la dreapta, eu la stânga. Și când sosești acolo,
îți spune exact pe ce stradă ești și îți arată unde să mergi și când ai sosit pe strada aia, îți arată linia dreaptă și după aceea spune, pe partea dreaptă e numărul pe care tu îl cauți și linia ți se întrerupe de pe GPS. Trebuie să stai în loc, acel numărul pe care tu îl cauți. Eu cum nu știu engleză, când mă duc cu frață, le spun, pune mă GPS-ul pe românește, să-l aud și eu ce zice, să-l înțeleg. Și îl pune pe românește și știe în Canada și în America toate coturile și toate străzile. Și româncuța aia de acolo, de la GPS, computerul ăla, știe tot. Dar dacă e un chinez și el nu știe numai limba lui, îl pune în chineză și îi vorbește în chineză. Și dacă e un ungur, pune pe ungurește și îi vorbește ungurește. Mai poți zice acum că Dumnezeu nu știe de tot omul? Păi mai acum sunt miliarde de mașini în lume, plus armată, plus navigația pe mări și oceane, și toate astea merg după GPS. Și la toți le vorbește în limba lui, la fiecare. Și o bucată de fier zvârlită în aer. Și te conduce de acolo. Păi cu cât mai mult, dacă oamenii au putut face cu înțelepciunea lor așa o treabă, păi cu cât mai mult cel ce le-a dat la oameni înțelepciune, n-a făcut asta. Și încă nu de acum, de la întemeierea lumii, că toate lucrurile au fost făcute de El, de Iisus și pentru El. Mărească-i să numele. Și noi am fost făcuți de Iisus. Când a zis să facem om după chipul nostru, pe cine a zis? Cine a fost ăla? Dacă nu cuvântul. Și dimineața am citit cine era cuvântul. Nu? El a zis să facem om. Și întreg sfatul dumnezeirii a căzut de acord. Și s-a făcut. S-a apucat de muncă și a făcut omul. Și astfel suntem noi aici. De aceea, omului Dumnezeu în Psalm spune că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel zice la fel. Noi suntem templul lui Dumnezeu, ogorul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului! Dar bietul Iona a crezut, Dumnezeu nu știe numai de Israel. El nu a fost afară peste graniță. Și el a gândit, fug și gata, scap. Dar a venit o vreme când l-a întrebat clar, de ce ai făcut lucrul acesta? Și tu știi că vremea aia stă în față? Și ție și mie? Și vine o zi când vom fi întrebați pentru orice lucru pe care l-am făcut, de ce ai făcut lucrul acesta? De ce te-ai împărtășit tu azi? Vei fi întrebat. Păi, așa am citit în Sfânta Evanghelie, așa ne-a îndemnat Pavel în Corinteni. Am făcut după cuvântul tău, bine, rob, bun și credincios. Ai crezut cuvântul și ai făcut așa. Dar te va întreba, de ce ai făcut tu spălarea picioarelor? Hozane! Ai fost în Nashville acolo, de ce te-ai pus și tu acolo la rând să te speli pe picioare? Apoi atunci eu ce voi răspunde?
Voi spune, Doamne Iisuse, am împlinit cuvântul Tău pe care l-am citit din Ioan, care sună ca o poruncă. Trebuie să faceți. Mai adânc, ca o datorie, și voi sunteți datori să faceți. Voi fi condamnat că m-am spălat pe picioare acolo în camera aia? Nu, pentru că așa e scris. Dar dacă m-a întrebat sau v-a întrebat pe unul care nu fi fost, știu eu, nu vrea, nu are o învățătură falsă, care s-a propagat de la sus și tare, le scrie și pe cererea de membru. Aici să nu vorbești de spălarea picioarelor. Și dacă te-a întrebat, de ce n-ai făcut spălarea picioarelor? Apoi vei zice, așa m-a învățat fratele Cutare. Apoi vei scăpa cu învățătura lui Cutare. Nu vei putea scăpa. De ce ai făcut lucrul acesta? Vine o zi când fiecare vom fi întrebați. Ghetul, frate, a fost mustrat că știrbește Biblia în trei puncte. Una era aia, a doua era că el spune femeia poate să vină în capul gol în biserică, n-are nimic. Și mai era una, miresele să se îmbrace cât mai frumos, că doar odată e mireasă și dacă avea numai batic pe cap, zice, eu nu-mi pui mâna peste bucătăreasă. Ori pui un val așa mare după tine, ori în capul gol de tot, dacă nu, eu nu te cunun. Și au fost cazuri când chiar unul venit numai de vreun an la pocăință și a găsit acea o fată și când a văzut că nu vrea să-i cunune, fiindcă avea un batic alb, că i-a pretins să meargă să vadă cum se îmbracă, ăla n-a mai vrut să facă cununia aici în biserică și s-a dus pe sate la un alt lucrător și a făcut acolo. Dar cu vreo 35 de ani înainte de a muri, un proroc strigă la el, bărbatule, fiindcă știrbești cuvântul meu, am să te cobor în țărâna pământului fără un mădular și cu mintea luată. Și 30 de ani buni, mereu spunea către frat, n-ați văzut, mă, prorocul mincinos? Și ăsta era ce, fratele? Ați văzut prorocul mincinos? Uite ce minciună o tras, că voi intra în țărână fără un mădular, nu știu, mână, picior, nu știu ce, ochi, ce, și nebun, voi pierde mintea. Dar după vreo 30-35 de ani s-a bolnăvit. Întâi de diabet, apoi ca diabetul, lucră mai multe boli în trup. Dar una din ele o cangrenă la un picior. Așa că într-o zi piciorul lui a fost un mădular mort, putred. Și-o trebuit să îl taie. Când i-o tăiat piciorul, și-a dus aminte de prorocia aia veche de zeci de ani. Și așa i-a frământat mintea cu nebunit. Și dacă vroiai să mergi să-l vizitezi, nu te lăsa nevasta și ceilalți. Când intrai la el, te înjura și vorbea tot felul de urăciuni, nu mai avea minte.
Și tu zici, nu-i nimic că eu viu un capul gol în adunare, că nu-mi pui batic. Tu zici că nu-i nimic aia. Tu zici că nu-i nimic că nu te speli cu frață, nu faci spălarea picioarelor, că așa ai fost învățat. Dar ai văzut ce se poate întâmpla dintr-o neascultare a cuvântului? Măi, dacă tu știi să desfășuri un verset din Biblie, cum știe Pavel înainte, pe patru laturi, ferice de tine, dar de nu știi scoate nimic din el, numai atât cât e scris, crede-l așa, ține-l așa și vei fi fericit. Glorie Domnului! Nu te lăsa dus în eroare de filozofie, de înțelepți, de înțelepciune. Nu te lăsa dus în eroare, că înțelepciunea lumească e o nebunie. N-ați văzut la ora actuală pastori mari, lăudați, evangheliști, cotați și căutați, au ajuns să-și facă cruci, au ajuns să se închine la statui, în biserici catolice, au ajuns să propage că Ficioara Maria a fost purul vergură ficioară și îmi spunea Burcă Corneluț, jinerie lui Timbuc, frate Hozan, am rămas uimit. L-am auzit pe cutare când a spus că Dumnezeu nu știe toate lucrurile. Și a început a da dovezi că Dumnezeu nu știe toate. Păi, Doamne, iartă-ne! Vezi, dacă îți crește mintea mai mult decât îi lobul ei, că sâmbătă seara am vorbit de minte și de compartimente, păi dacă își depășește locul pus de Dumnezeu, atunci neapărat acolo se va ascunde un duh de rătăcire care te va rătăci pe tine și pe alții. Și când îi începe să calci greșit și rătăcit, vine o vreme când te va întreba, de ce ai făcut lucrul acesta? De ce ai făcut lucrul acesta? Și auzi numai, până când ajungi la întrebarea aia, ai o altă întrebare. De ce dormi? De ce dormi? Tu vezi că copiii tăi nu-i mai comanzi tu, te comandă ei pe tine. Păi de ce dormi, mamă, tată, de ce dormi? Tu nu vezi că la copiii tăi acum le urât de neamul tău că ești român. Ei iubesc numai pe englezi. Și tu dormi. Copiii tăi vor să vină la adunare oricum, dehămați. Și tu așa dormi de bine. Lasă să vie, oricum numai să vie. După ce să vie, mă, dacă nu-i? Dacă nu-i în el nimic, după ce să vie? Numai să ocupe un scaun? După ce să vie? Să stea la servici în adunare și seara să se ducă pe King unde sunt femei? Sau să se ducă nu știu pe ce stradă, unde să împart droguri. Și-ți vine acasă cu ochii tulburi și vezi bine că o luat ceva și tu zici, nu-i nimic, lasă-l să vie. Păi o întrebare se ridică, de ce dormi? Scoală-te! Și strigă la Dumnezeu tău.
poate se va uita la noi și n-om peri. Slăvească-se Domnul! Păi dacă așa merem înainte, ai venit de 10 ani în America și deja te-ai codificat. Apoi peste 20 de ani, ce va ieși? Ce va mai fi? Dacă toate le lăsăm așa la voia întâmplării. De ce dormi? Scoală-te și strigă la Dumnezeu tău! Nu te-a ascultat El de atâtea ori? Nu te-a ascultat El când plângeai să te ajute să ieși din țară? Nu te-a ascultat El când tu săreai granița printre gloanță? Nu te-a ascultat El când tu ai trecut Dunărea și ți-ai pus viața în joc, călare pe un tub de oxigen sau pe un cauciuc umflat sau pe o embarcațiune care îl putea lovi orice val și te mânca pești în Dunăre? Și fiindcă ai strigat la Dumnezeu, El te-a ajutat. Păi acum, când ți-e frigiderul plin, burta plină, cecul cu ceva bănuți, acum nu mai trebuie să strigi. Păi de ce dormi? Scoală-te și strigă la Dumnezeu tău! Mărească-se Domnul! Dragii mei, credeți că în școala rabinică merea îmbrăcat cum vroia El acolo? Ferești, Doamne! Credeți că acolo își făcea frizura cum vrea El? Credeți că acolo putea să mânce ce vrea El? Era o disciplină! Păi uitați-vă, măi oameni buni, dacă Luther, când a început el o nouă credință în mijlocul credinței catolice, păi s-a izbit și el de fel de fel de probleme, până când a dat un ordin. Femeile așa să se îmbrace, bărbații așa să se îmbrace. Du-te azi în sate unde încă funcționează bisericile luterane. Mergeți la Gârbova Sibiului să vedeți ce disciplină a băgat el prin anii 1500 și ceva în cei ce au crezut ca el. Băi, când trage clopotul întâi, ei de pe marginile satului trebuie să iasă din casă. Nu mai stă să-și gate de fiert nu știu ce. Nu! O tras clopotul sfânt. Tot de la o parte iasă din casă îmbrăcat. Când trage a doua oară, cei de pe la centru satului iasă din casă. Când trage a treia oară, cei din jurul bisericii ies din casă. Și când o gătat de tras clopotarul sus în clopotniță, clopotul, toată adunarea înaintea ușii. Preotul stă întâi pe treapta ușii, după el stau bătrânii, după bătrâni stă ceilalți, apoi femeile bătrâne, apoi celelalte, apoi copiii, tinerii. Și când o tras clopotul, coboară jos, deschide ușa și când o deschis ușa, nimeni nu se îmbulzește, niciun copil și niciun om. Toți calcă cape ace că intră în biserică și în biserică e loc sfânt. Nimeni nu zice o vorbă, nimic. Se așează toți la locuri și când s-a terminat, clopotarul închide ușa. N-ai să vezi copiii umblând prin adunarea lor.
N-ai să vezi copii bând lapte. N-ai să vezi copii mâncând bomboane, biscuiți. N-ai să vezi ieșind afară și venind înapoi. Ușa e încuiată. Când se gata slujba, preotul îi face semn și el urcă sus și trage clopotul de ieșire. Apoi coboară jos, deschide ușa și salută pe toți. Și iasă toți afară în ordine cum a intrat și în curte acolo, apoi înșiră povești câte vor ei, cât timp au. Dar în casa de rugăciune nimeni nu zice, măi, cine ești, de unde ești, cum te cheamă? Sau altceva, ce ai pățit, ești sănătos sau beteac? Nu așa ceva, nu se poate. I-a învățat să respecte casa de adunare ca sfântă. Slujba ca sfântă, ținuta ca sfântă. Știți asta? Odată vine la mine nevasta profesorului Stolz, Horst Stolz din Turnișor, că mai înainte am fost și eu la ei și am educat în ale Bibliei, că ei erau mari atei. După spusa lui, el nu s-a plecat neam de neamul lui în genunchi. Nimeni nu a făcut nicio rugăciune. Dar acum au văzut unele lucrări ale Domnului și au început să creadă. Și vine la mine, frate Hozan, să ne rugăm pentru o persoană. Ne-am pus și ne-am rugat, avea un casetofon și-a înregistrat o lucrare care s-a dat pentru persoana aceea. În lucrarea respectivă s-a arătat și o vedenie. Era așa ca și cum erau rastelele pentru arme și avea 7 locașuri, dar 5 din ele erau ocupate de o putere străină și 2 nu erau ocupate. Și cuvântul Duhului Sfânt a spus că ea nu va trăi mult persoana aia, dar trebuie eliberată de puterea aceea străină și mai știu cum a fost. Dar cei care cumpărați cărțile astea, CD-urile astea, veți da peste întâmplarea aia. Ea se duce, nu mi-a spus de cine e vorba, se duce la Sibiu, la colega ei de liceu. Colega ei de liceu a făcut o altă facultate, s-a căsătorit cu un pastor de-a lor, un preot de-a lor, a ajuns să meargă în Germania și acolo în Germania a făcut școală biblică și a venit înapoi hiritonisită, cu drept de predică. Un sfert de oară predica și ea în fiecare program de duminică. Și acum ea era bolnavă. Asta se duce și îi pune casetofonul. Când aude, o trimite imediat, du-te după omul ăla să vii aici. Și-o venit după mine, hai frate Hozan, dar unde? Nu mi-a spus. În schimb, în vedenie, eu am văzut cum urcam pe o străduță pavată cu piatra așa mică, piatră de râu, una ca una, și o casă mare, foarte înaltă și ușă și tot în dreapta, urcai un pic la ea. Și când m-am dus și când am văzut strada, am văzut unde mă duce. Și am cunoscut și fațada căsii. Dar când am sosit înaintea căsii, scrie pe ușă Klein Adalbert. Doctor Klein Adalbert. Vai de mine, ce doctor e ăsta? Păi doctor în teologie, episcopul nostru pe țară.
peste Saș. Măi, m-am făcut micu scompurece, nici nu eram îmbrăcat așa, eu am gândit că nu. Mă duc cu cineva cunoscut, la cineva cunoscut, nu știu. Când mă bag pe ușă, mai aveam cu mine un frate, Cristinel Spiridon, pe care l-am luat. Imediat ne întâmpină un om înalt, mă, nici eu nu-s mic, dar pare că eu eram numai până pe aici la el, cu ochelar și o mutră din aia de neamț. Da, ne poftește în lăuntru, un salon mare. Doamna lui era acolo pe un perete în pat. Aici era o masă și pe masă o coroană de spini și o Biblie în mijloc la coroana de spini. Păreții erau frumos zugrăviți, dar nu cu culori, nu știu ce, așa, obișnuit. Casa înaltă, mă, nu cât asta, așa înaltă cât e podul ăsta. Și jamurile erau până acolo. Și ele deschidea cu o bâtă ce avea un cârlig, așa, și întindea și deschidea jamurile acolo sus. Foarte înaltă, ca să săsască de pe vremuri. Când am intrat, pe mine mă pune pe peretele ăla, pe aluștolț, o pune mai aici așa, el se pune aici la masă, acolo era nevastă sa, pe Cristinel îl pune dincolo. M-am gândit, ia uite mă, doamne, pe la noi la români ne place să stăm la o masă așa, de ne suflăm gură în gură, dar la ei trebuie să stai, să nu miroși transpirul ăla sau ce știu ce. Hai mă, mă tot uit în casă. La urmă începe ea. Sunteți domnul Hozan? Da. Ne-a povestit de dumneavoastră colega mea. Noi am fost colegi în liceu, apoi ne-am despărțit, i-a urmat învățământul, eu am urmat alte școli și așa. Și am ajuns căsătorită cu dânsul și dânsul episcop pentru cei de credința luterană AB. Și uitați, eu sunt bolnavă, dar eu cred că eu sunt bolnavă datorită unui demon care a intrat în mine. Și începe povestea. Eu, toată viața mea, după ce m-am căsătorit, eu am avut salar mare, soțul meu a avut salar mare și avea fel de fel de indemnizații, fiindcă el ținea relațiile cu apusul și cu diferite țări pentru guvernul României, pe linii de religie și pe diferite alte compartimente unde era împărțit. Și aveam mulți bani. Am 4 ficiorași și eu în fiecare lună, după ce eu salarul, eu creionul, uite acolo e caietul, și scriu atâția îmi trebuie pentru pâine, atâția îmi trebuie pentru lapte, atâția îmi trebuie pentru zahăr, atâția îmi trebuie pentru făină de mălai, atâția îmi trebuie pentru ceapă, pentru cartofi, tot, tot, tot. Și ce-mi trece peste asta, socot. Dacă trebuie o pereche de încălțăminte la careva, că s-o rup sau ceva, dacă trebuie o haină la careva, eu n-am cumpărat haină că o veni Crăciunul, ori că o veni Paștile. Noi nu am făcut așa ceva. Toți banii rest i-am împărțit
pe orfane care îi avem în parohie. Și fiecare orfan știe în data cutare a lunii să vină să-și ia salarul din salarul nostru. Și eu am avut 3 rânduri de haine și atât am și azi. Afară de asta cu care dorm noaptea, și aia era simplă. O haină, un rând de haine cu care să mă duc la piață și în oraș. Un rând de haine cu care să mă duc undeva unde va fi o festivitate ceva. Și un rând de haine numit sfânt. Cu ăla numai la slujba bisericii mă duc. Când am sosit acasă, îl dezbrac și îl pui la locul lui până mă duc iară la o slujbă. În biserică. E obicei duminica. Alte haine eu nu am. Eu n-am predat banul Domnului. Eu am îngrijit de săraci și de tot. Și a venit într-o zi la mine o colegă de facultate și m-a poftit să mă duc la ea. Și n-am vrut, am ezitat, atât o insista până m-am dus. Când m-am dus, zice, a început să-mi ne arate, uite tu, aici eu am haine în dulapul ăsta pentru primăvară, aici am haine pentru iarnă, aici am haine pentru toamnă, aici am haine pentru zile însorite de vară, aici am haine pentru zile noroase. Și uite aici am pentru paturi și la un moment dat am zis, draga mea, rămâi tu cu comora ta, eu mă duc cu Iisus amneu, eu nu mai stau că mă ispitești cu astea. Și am ieșit și am venit acasă. Dar când am ieșit, am venit acasă. O șoaptă așa de aspru îmi chinuia gândul. Deschide dulapul să vezi tu ce ai. Lasă-mă în pace, vrăjmașule, satană, dă-mi pace. Deschide dulapul. Și am rezistat în ziua aceea până m-am culcat, n-am deschis dulapul. Dimineața m-am sculat. Am pregătit copiii, s-o dus la școală, soțul s-o dus la biroul lui și eu am deschis geamurile și am început să fac curățenie. N-avea aspirator, măcar erau la căsă mari. El n-avea. El avea o mătăuz din ăla fin cu care ștergea și așa. Pe jos cu mătura. Să fac curățenie, am deschis geamurile. Și când am deschis geamurile astea de către răsărit, am auzit că sună niște cingătei ca aia care-s la gând la cai. Știți aia, cingătei aia. Și m-am uitat pe geam să văd ce sună. Și de departe venea un fular lung, pe la înălțimea peste vârful pomilor, că casa ei era foarte înaltă. Și era în toate culorile mai ceva ca și curcubeul și ui așa unduia. Și eu am stat mirată și m-am uitat, geamul era deschis. Dar așa o insistență să deschid dulapul, să deschid dulapul, să mă uit. Și am ascultat în urmă de șoapta diavolului și am zis, na, ce vrei, doar eu știu ce am aici, na. Deschis dulapul și l-am închis înapoi. Și după ce am ascultat șoapta asta, zice, o veni fularul ăla. Și o intra pe tavan. Și când o intra pe tavan, ziceam, uitat, m-am uitat așa și cum am făcut capul și am deschis gura. Am simțit că plouă pe mine cu pietricele, ca și când ar bate gheața. Și un șarpe deodată mi s-o băga pe gât. De n-am putut să-l scui pe afară, numai să-l înghit. Și de atunci îți bolnavă cu cancer și cu ce știu câte.
Am fost în Germania de două ori, n-au ce-mi face. Și dreaptă prorocia care am avut-o. I-am spus la soțul meu, dragă, vezi, asta e pneumatologia care noi am învățat-o în facultate, dar n-am trăit-o nici un ceas. Pneumatologie înseamnă lucrarea Duhului Sfânt. Ei au învățat de el, dar n-am trăit-o nici un ceas. Și acum te-am chemat să te rogi ca Domnul să mă eliberează de demonul ăsta. S-o da jos din pat și-o venit pe genunchi până lângă mine. N-am avut nici îndrăzneală să-mi ridic mâinile. Persoane mari în felul lor. Ei m-au prins de mâini și mi-au pus mâinile pe capul ei, rogă-te pentru mine. Păi m-am rugat și am plâns și am strigat la Dumnezeu și Dumnezeu o eliberat. Ea atunci s-a dus tot pe genunchi înapoi, s-a așezat în pat și gata, a crezut că moare atunci. I-am spus după înștiințarea Domnului, nu vei muri acum, vei mai trăi două sau trei luni de zile, timp în care va trebui să mărturisești la toți câți te vor vizita. Lucrarea Domnului făcută. Din toată țara au venit toți preoții, toți subalternii bărbatului ei. Și el la fiecare îi povestea despre lucrarea Duhului Sfânt. Și este și o carte scrisă în limba germană, prin Germania, unde mă amintește și pe mine, dar numai cu inițialele. V, știi? Și așa mai departe. Dragii mei, pocăința asta nu-i jucărie, nu, un frate trăia cum trăia el, nevastă s-a zis, mie nu mai îmi trebuie copii, eu nu mai vreau să te culci cu mine, treaba ta. Și trăind acolo separat, sub puterea firii, știu eu, s-a autosatisfăcea singur acolo. S-a dus la un cerc de rugăciune și strigă un proroc la el. Nu te mai juca cu mântuirea! Am înțeles ce zice, dar nu m-am putut stăpâni. Și uite-te acum, îți demonizat. Pocăința nu e o jucărie. Scoală-te! De ce dormi? Scoală-te la realitate! Noi trăim înaintea unui Dumnezeu a cărui ochii sunt deschiși permanent! Glorie Lui! De ce dormi? Crezi că poți trăi cum vrei tu și apoi te duci în rai? Nu! Tu trebuie să mergi conform Bibliei! Oricât îi fi tu de somnoros, oricât vei avea tu o stare așa de latentă, într-o zi, un cuvânt ca în seara aceasta îți va suna în urechi, scoate și strigă la Dumnezeu tău. Trebuie să te scoli și să strigi la Dumnezeu pentru viața ta, pentru viața nevestei tale, pentru viața bărbatului tău, pentru viața copiilor tăi, pentru viața spirituală a bisericii în care tu stai și te bucuri. Scoală-te și strigă la Dumnezeu. Apoi, auziți ce întrebări a mai pus la Iona? Prima,
ce meserie ai? Poate tu lucrezi cu lemn, poate tu lucrezi la taile, poate tu lucrezi la zugrăvit, la pentuit, poate tu lucrezi la coperișuri, la ruf, cum îi ziceți, sau știu eu. Ce meserie ai? O practici corect? O practici corect meseria care o ai? E interesantă întrebarea. Se poate întâmpla că în meseria ta te-ai obișnuit să-i spui celui care te cheamă la lucru să îți cumpere 10 metri pătrați de... Și tu ai măsurat că îți trebuie numai 8 jumate. Și un metru jumătate îl duci acasă, că s-a rămas. Dar nu e a tău, e banul ăla. Și tu cu ăla faci la altul și îi spui, dragă, eu-ți lucru cu materialul meu, dar te costă atât? Ce meserie ai? Ești obișnuit să furi? Ești obișnuit să jonglezi? Ești obișnuit ca pe omul pe care tu l-angajezi la lucru să-l fentezi din când în când și să nu-i plătești cât trebuie? Ce meserie ai? Foarte interesantă întrebarea asta. Ai grijă! Că uite ce l-a mai întrebat după aia. De unde vii? Tu vii din lume sau vii din o adunare de pocăiți? De unde vii? Cum ești tu? Și mai departe, care ți este țara? E lumea? Sau tu ești strămutat în împărăția fiului dragostei lui și lucri ca din lume? Și apoi încă o întrebare mare. Și din ce popor ești? Ți drag să-ți zică cineva, pocăitule? Poți tu să spui, eu sunt din poporul Domnului? Cum umbli tu pe cale? Băi, nu dormi! De ce dormi? Scoală-te și strigă la Dumnezeu tău! Poate nu vom peri! Ne așteaptă un mare pericol! M-am tot gândit de ce zice Isaia, atunci se va suna cu trâmbița cea mare. M-am gândit, apoi vor fi și trâmbiță mici? Ce ziceți? Anul ăsta s-a sunat cu trâmbiță mici. Începând din 1 ianuarie, ați văzut aia? Puteți pune pe Google Raw și să întrebați misterele sunetilor venite din cer. Și veți vedea că în Alaska, în Windsor, Canada, în Ceoslovacia, în Ungaria, până America, în diferite locuri și în diferite zori de zi, s-a sunat cu trâmbițe. Stăteau oamenii și se uitau mirați, de unde sună? Și auzau sunete de trâmbiță din cer. Și am înțeles de ce o zis Isaia atunci. Nu se va suna cu trâmbiță din astea, se va suna cu trâmbița cea mare. În final, dar uite-te că o sunat cu din astea acum. Anul ăsta, ce vor să vestească astea? Cine poate ști decât Dumnezeu? Suntem așa de aproape de venirea lui Iisus Hristos.
El e gata să vină. De ce dormi? Scoală-te! Și declară adevărul. Spune ca Iona, sunt evreu și mă tem de Dumnezeu care a făcut marea și uscatul, dar l-am cam fentat. Că am crezut că el nu vede tot. Am crezut că el n-aude tot. Am crezut că el nu-i peste tot. Am crezut că el nu mă vede în camera mea dacă stâng becul ce fac. Am crezut că eu pot trăi cum vreau. Și atunci l-a întrebat pe Iona, de ce ai făcut lucrul acesta? O mai avut vreun răspuns? Nu. Ultimul răspuns, aruncați-mă. Vei vedea tu singur că nu ești de treabă, că nu folosești mântuirii, că nu folosești mântuirii familiei, că nu folosești mântuirii bisericii, că nu folosești mântuirii prietenilor tăi și tu te vei desconsidera singur. Aruncați-mă! Dragul meu, n-am venit aici chiar să vă sperii, îmi sunteți dragi, vă iubesc, dar să vă scol, am venit? Să vă treziți, am venit? Să vă dați seama că veți fi întrebat într-o zi, de ce ai făcut asta și aia și aia? Am întâlnit pe cineva, de câți ani ești la pocăință? Apoi eu nu sunt așa de mult. Dar de câți ani? De 4 ani. Dar ești pocăit? A, mă sâlesc și eu. Îl îmbrățișez, îl sărut, miroase a tutun. Omule scump, tu fumezi? Auzi, câteodată nu mă pot stăpâni. Mă bag în pivniță și mai fumez câte o țigară. Păi de ce nu fumez în stradă? Păi mi-e rușine că zici oamenii că-s pocăiți și eu fumez. Apoi în pivniță nu te vede Dumnezeu că fumez. Sunt atâția oameni care dacă îi întreb, ești pocăit? A, păi zice, Domnul știe. Dar adevăr că el nu știe, îi sau nu-i. El nu știe, fiindcă el nu trăiește. Ca să fie sigur și să știe. Unul altul văd cu nasul roșu, mă, și pe aici câte o pată roșie așa. Dau mâna cu el, ne îmbrățișăm. Petrică, dragă, nu te-am văzut de mult și așa, el se trăgea de până mocănime de sus. Ce mai faci? Nu. Ca oamenii, ca pe pământ. Apoi ia, dar ce mai faci? Păi mă lupt și eu, păi cu ce te lupți? Cu păcatele mele. Mă, până ai scăpat încă de ele. Mai sunt ele așa. Dar măi, Petre, ce-i cu nasul ăsta tău, mă? Știi ce îmi spune nasul ăsta tău mie? Ce? Că tu bei alcool tare în fiecare zi, măcar un pahar, dacă nu două. Leacă capul. Așa e, frate Hoza. Păi atunci, mă, tu de când ești la pocăință? Am 12 ani. Și în 12 ani el nu reușit să se pocăiască. Nu m-a sobotezat. Dar patima lui o trăit-o după el în pocăință. Și ține de ea.
Păi de ce ai făcut mă asta, mă? Păi de ce faci tu de astea, mă? Păi tu nu știi că vine Iisus. Ba știu. Și apă ce vrei, mă, să te arunce în iad? Ba, Doamne, feri, nu vreau, dar păi tu vrei în rai, mă? Păi ia, dar păi cum să merg tu în rai dacă tu miroși al țuică, mă? Păi cum să te duci în rai? Păi tu știi că cel mai mare chin ar fi ca Dumnezeu să ducă în rai pe un păcătos? Cel mai mare chin ar fi pentru el. Acolo toți sfinți, toți strălucesc și el s-a mânat drac. Apoi cum o fi acolo, mă, un drac între sfinți? Păi e cel mai mare chin să te vezi acolo, mă. Păi el te trimite la locul tău, acolo unde-s toți ca tine, mă. Doamne, păzește-ne! Fratele Vanciu de la noi, unii poate îl mai cunoașteți, el are o gură mare așa, dar o soră îi zice, când o zis el nu știu ce și o zis că să ne pocăim, sora aia zice, adică către el, dar să ne pocăim, frate Vanciu, că eu l-o zis ceva, nu mai știu ce. Dar Vanciu, cum era el, cu gură mare, scoate o limbă până pe barbă, să bate cu deștul pe limbă. Asta s-o pocăiești tu, că e într-adevăr, avea gura așa de nu mai găta. Dacă îi deschideai telefonul, puteai să-ți gazi mâncarea și să vii să o mai ascult și iară să pui telefonul și să faci de mâncare sau să gazi de-a mânca, că e vorbea într-una. Și Vanciu îi bate limba, asta s-o pocăiești tu. Dar aia e greu de îmblânzit, o zis Iacob. Mai greu decât tigrii, pe ei ai mai fac să joace cum vrei tu, dar pe limbă nu cear. Numai dacă Dumnezeu îți seamănă în tine sămânța lui Iisus, atunci ai o limbă nouă, o gândire nouă, cuvinte noi și așa mai departe. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă să găsesc și aminul, că-i destul. Dar să nu uitați să strigă din Seir, străjerule, mai este mult din noapte. Și străjerul răspunde, aștept zorile, aștept dimineața, dar noaptea e tot mai neagră. Noi așteptăm cu toți dimineața sosirii lui Iisus, dar noaptea păcatului tot mai neagră și tot mai pe mulți îi ține legați și tot mai mulți votează pentru iad și nu pentru rai. Scoală-te, strigă la Dumnezeu tău, poate se va îndura să se uite la noi și să nu perim. Amin. Amin.